Erau trei negri, iac, iac, sirac, siac, sirac, sirone. Mai erau și trei negrese, țipi, țipi, tripi și tripi, tripi, bombone. Și-au căsătorit, iac cu țipi, iac, sirac, cu țipi, tripi, iac, sirac, sirone, cu țipi, tripi, bombone. Și-au avut copii, iac cu țipi, l-au avut pe mac, iac, sirac, cu țipi, tripi, l-au avut pe mac, sirac, iac, sirac, sirone, cu țipi, tripi, bombone, l-au avut pe mac, sirac, sirone. Într-o bună zi, mac, sirac, sirone, merse în pădure și văzu un mango fază, un țigulin cu trei țepeni într-o stare de cocucifază. Luit, Max Traxirone merge la mama lui, se pitripe bombone și îi spus: hai, mămico, vino să-ți arăt o ciudățenie în pădure. Ajungi la fața locului, se pitripe bombone și dorienii fiul. Vai, Max Traxirone, ăsta nu este un mango fază un pițigulin cu trei semene într-o stare de cocuci fază, și este un obibilobau într-o stare de bibilostrălineză, un pui de păgârle pițăză, un gogulator cu sobița scoasă.